Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc, invitatul meu din această seară este domnul Doru Brătulescu. Vorbim despre locurile prin care se mai plimbă buzoienii noștri, în special, dar și românii în general. Am vorbit despre locuri mai puțin auzite, să spunem așa. Aș vrea să ne întoarcem un pic către turismul din România și vă întrebam la începutul emisiunii, domnule Brătulescu, dacă se mai poartă turismul acesta în Bucovina, în perioada sărbătorilor de Da. iarnă, în Îmi mod cer scuze special. pentru telefon, l-am închis, așa l-am terminat. Doamne, Bucovina trebuie văzută, dar nu trebuie neapărat să ținem cont de niște chestiuni de sărbători. Și o spun asta în cunoștință de cauză. Scăutate, mai ales că te duci acolo, au un fel de o altfel de primire, staie porcul, staie curcanul, ce-ți mai taie pe acolo, dar după părerea mea trebuie să căutate totuși locațiile care au un control. Un control sanitar, un control, eu știu, de la pompieri, un control. Aici, dacă nu știu cât de mult pot crede eu în animalele unui cetățean din curtea lui, pentru că trebuie verificate de cineva anume. Oricum, ceea ce vreau să spun, a fost o revelație. Bucovina a fost o revelație acum vreo 15 ani, 10 ani. Oricum, acum e un pic mai pe stânga dreapta. Vin din urmă stațiunile din Bucovina, deci nu cele private, agro. Așa. În România, totuși, turismul se face pe orice parte. Oricum mai lau, dacă cobor din partea asta de la Baia Mare, Satul Mare, iei în jos spre Timișoara și ai ocazie să te urci în tren și să vii de acolo până în jos spre Craiova și niște peisaje extraordinare, dar din tren să le vezi. Niște chestiuni formidabil de frumoase. Deci, de-aia spun, pentru că noi le-am îmbinat pe toate. Avem și mare, avem și delta, Dunăre, munți, câmpie și am reușit doar 1 milion și ceva de euro să producem din turism, pentru că lângă noi sunt ungurii care n-au mare, n-au nimic și produc 5 miliarde. O să vorbim și despre unguri, o să vorbim și despre bulgari, pentru că am văzut și eu o comparație pe un post național de televiziune. Cer scuze că mă întrerup. Un telespectator dorește să intre în legătură telefonică cu noi. Alo, bună seara! Bună seara, bună seara și domnului invitat. Bună seara! În primul rând, sărbători minunate. Mulțumim! Domnului Campu și domnului invitat, dar pe data 26 la ora 13 și un sfert, pe strada Dumitrescu, au fost cei colindători cu ursul, cu cum se vine, înțelegeți? Și a venit Poliția Națională și i-a amendat, ceea ce nu este corect, a doua zi de Crăciun. O dată, doi la mână. Buzău, avem foarte multe obiective, foarte multe lucruri care nu știm să le amenajăm, să le specializăm, adică să putem să producem turismul. De exemplu, focul viu de la Lopătari, tabăra de sculptură de la Măgura, vulcanii Noroiu și multe. Da, aici sunteți, sunteți în asentimentul invitatului meu, pentru că este, cred că, unul dintre cei mai îndrăgostiți oameni de Buzău dintre toate cunoștințele mele. Eu o să-i dau îndată voie să vă răspundă. Bun, deci partea cu colindătorii odată, partea cu obiectivele nepromovate la nivelul județului Buzău. Așa, și respect poliția locală, că întotdeauna și-a făcut datoria. Vă mulțumim tare mult, mulțumim, sunt convinsă că au auzit mesajele dumneavoastră. Domnule Brătulescu, telespectatorul nostru, mă rog, pentru incidentul cu colindătorii... Pedeau și dispărut, că nu mai sunt. S-au dus și colindele, s-au dus și așteptam și mâine anul să noiește, s-au dus așa, bună dimineața la Moș Ajun. Nu mai, gata, treabă, dacă avem atât de mult liber, plecăm. Plecăm cu totul. Și iar ce să spun, că plecăm de rupem. Am mai spus, toată lumea nu știu ce se întâmplă. E o chestiune foarte tristă ceea ce o spun eu acum și poate trebuia să spun la final, dar mai bine la final spun ceva mai vesel. Niciodată n-am întâmpinat atâtea chestiuni de un exod ca ăsta care se practică acum. Vis-a-vis de Buzău mă refer și vis-a-vis de ce pleacă de la noi. E jale. Vin în agenție, dați-mi un bilet de avion la nu știu unde, de telefon. Unde ai zis să vin?
Adică deja le pleacă, pleacă, pleacă. Deci se depopulează pe zi ce trece, se depopulează. Și atunci stau și mă gândesc, vorbeam de, în pauză, vis-a-vis de Islanda. Au dat o grămadă de bani la repatriere ca să-i aducă. Că îi zăpăcise băncile, îi zăpăcise. Bun, noi ce îi face? Ajutăm să plece. Ajutăm să plece. Plus de asta vine legislația asta din urmă, care te face un fel de divagație, care nu e bună deloc. Adică termină cu IMM-urile, termină cu ăla care rămâne datorul unul de zile la stat, îl arestează, îl bagă la pușcărie, pentru că legislația făcută prost. Dacă se aplică, e belea. Adică dacă nu ți-a chis 30 de zile niște obligații, gata, ai șterfelit-o. Te bagă la închisoare, bun. Dar haideți să luăm și pe partea altă. Dar dacă eu mi-achit cu corectitudine tot, îmi bate și mie cineva la ușă să-mi spune mulțumesc frumos, prostule? Nu. Și atunci stăm de vorbă altfel. Deci de-aia vă spun, se fac tot felul de demersuri în toate țările posibile. Adică să fie ceva, să crească ceva, să fie bun pe masă ceva. Nu. Păi bun, pe mine mă trimis la bancă obligat. De ce îi dau eu de mâncare la o bancă comercială când mă duc chiar pe Islanda? Asta n-a mai vrut să audă de bănci. Primim dat ajutoarele alea ca să nu mai pescuiască balene. I-au ținut o grămadă. Dom'le, stai puțin că eu pot. Și acum se revigorează de la o zi la alta. Nici nu-ți vine să crezi într-o țară în care pământul se numește granit. Deci nu putem. Și vă dați seama că la n-are ce să... El trebuie să trăiască din ceva. Dar noi, păcă, avem atâtea resurse și atâtea chestiuni, mai ales turismul ăsta, pentru turismul nu e numai o locomotivă, e o rachetă care trebuie să tragă economia. Și poate să o tragă. Și pentru că are cu ce și are ce să arate. Vorba domnului de la telefon. Păi nu vorbim numai de Buzău. Dar dacă vă luăm tot. Și Buzău. Numai Valea Buzăului, ce poate să spună? Numai partea asta dinspre Beceni, dinspre Arbănaș. Deci vă dați seama ce? Partea de la pâclele mari, pâclele mici, biserici, mănăstiri. Dar chiar nu se pot contabiliza. Bun, contabilitate cred că există pe ele. Sunt convins. Dar chiar nu se pot. Nu se poate. Pentru că e timpul scurt. Mai ales pe câți ani? Pe cât? Pe o lună? Pe două? Pe cinci? Nu știu ce să fac mai întâi. Prima grijă trebuie să umblu la salarii, la pensii speciale. 100.000 de pensii speciale echivalează cu 4 milioane de pensii. Nu e posibil. Deci aici trebuie umblat. Și nu trebuie să umblăm noi. Noi mai vorbim pe aici pe coalea, dar fac și eu ca iepurașul care freca pușca și vrea să-mi puște un lup și când a venit lupul l-a întrebat că frec și eu pușca, vorbesc prostii. Deci nu e, treaba e simplă. Deci se pot face niște treburi, nu? Ăla islandezul ăla din ce trăiește? Da, ăla din Godhab, din Groenlanda, că și acolo e comunitate. Dar știți ce bine se împarte aia dacă prinde o balenă și o împarte exact câte familii sunt. La noi n-ai să vezi treaba asta. De ce să-i dau și eu lui ăla? Trebuie să trag eu pe stânga-dreapta ce pot face. Și nu ești, a intervenit și ura la noi, ca să spun o chestie, ura între bugetar și funcționar public. Ura între privat, bugetar și funcționar public. Că ăla e atâta, că ăla e atâta, că lui ăla de ce a făcut așa. Nu se poate. Și cea mai, după părerea cea mai desconsiderată la ora actuală, sau cel mai desconsiderat sector, este sectorul privat. Ne ținând cont că sectorul privat are cam dublu, triplu față de sectorul bugetar ca salariați. Deci este desconsiderat total. Și o spun în cunoștință de cauză. Te felicită cineva când te duci acolo la topul firmelor, te primezi, da, acolo, bravo, bine că mi-ai dat, bravo, bine că mi-ai tras-o, bine, așa, și cu banii mei își bat joc de noi. Nu se poate. Deci trebuie cumva ajutat. Deci nici nu se pune problema de ajutor. Nu se pune problema. Vorbiți de ajutor și iată că ne ducem din nou către ce vorbeam mai devreme și vă spuneam că am văzut un reportaj zilele trecute. Apropo de ajutorul ăsta pe care ar putea să-l primească România, stațiunile montane din România din ce în ce mai goale, în schimb, vecinii noștri bulgari au din ce în ce mai mulți turiști. Nu-i destul că ne luau turiștii și în perioada verii, acum ne iau și în perioada... Avem turiști pe bani, dacă îți spun ce informare am primit de la ei,
ce informare scrisă pe ore, pe nu știu ce, nu, mie nu venea să cred, bă, nu se poate așa ceva. Ce ajutor, despre ce ajutor putem vorbi când pe pârtie la Predeal nu găsești un pahar de vin fiert mai ieftin de 5 lei, este între 5 și 10 lei, iar în Bulgaria spunea o turistă româncă de pe pârtie că a cumpărat un pahar de vin fiert cu echivalentul în lei a 4 lei, da? E un exemplu infim, dar dacă statul ar interveni și ar... Păi da, pe platone 5 lei parul de vin fiert. Da. Și vin de la chestia cozonacul la chipurile... Da. Chiar bine, nu, fiecare vinde ce are sau ce... Dar e vorba de la care cumpără. Dacă vrea, cumpără. Dar asta e problema. 4 lei litru de vin este peste tot la ora actuală. Și un vin extraordinar. În Buzău. Și 5 lei o apă minerală la Peco. De jumate. Băi, frate, nu trebuie să o discutăm noi aici. Da. Pentru că nu avem posibilitățile alea de a lua decizii. Pentru că nici nu, nici cei care iau decizii nu le iau ei fără știința altora. Așa este. Vreau să-mi spuneți ce ar fi însemnat pentru turism ca cele 3 zile, 27, 28, 29, se punea problema să fie declarate prin ordonanță de guvern zile libere. Dar de ce să mai dai ordonanță că tot libere sunt? Care iată că pentru noi nu sunt. Ce ar fi însemnat pentru turism cele 3 zile libere? Ar fi fost o perioadă destul de lungă de vacanță? Oricum, nu prea mult n-a ajutat în ce sens, pentru că cel care a plecat a avut grijă să-și le ia de la șef, de la Dumnezeu, de la, eu știu, une care a avut el tendința de a zbura, s-a dus. Alea 3 zile, oricum, nu contează că tot degeaba. Dacă vrei să vezi cum funcționează Buzău, te uiți la parcări. Te uiți la parcări. Și dacă vezi că Juia nu mai e nici, adică sunt locuri de parcare, înseamnă că au dispărut. Așa că cel mai simplu e. Deci nu e vorba de o statistică. Și eu pot să spun că în fiecare dimineață când ca o parcare, zic, să lucrează, bă, frate. Și o găsesc pe spune așa. Când o văd că așa... Ceva nu miroasea bine. Și astea de sărbători, n-ai nicio treabă. Poți să-ți parchezi mașina chiar pe trotuar sau chiar pe în altă parte, unde e liber, liber. Da, uite, e o idee să verificăm și aspectul ăsta despre care vorbiți dumneavoastră, să vedem cam cât de aglomerate sau libere sunt în această perioadă parcările din Nu, sunt convins că până pe 7, 8, 9 ianuarie vor fi libere. Deci sunt plecați. Vă întrebam azi dimineață când v-am sunat să vă invit la emisiune, vă întrebam dacă aveți activitate la agenție. Noi avem și... că avem plecați și avem plecați și vin și, și acum până să vin aici la emisiune m-am trezit cu mulți care... Ce se întâmplă? E un fenomen, prima dată când observ acest fenomen, nu ciudat, un fenomen normal. Adică de aici... din România, pleacă către copii, către cei care sunt afară. Pleacă cu ce pot să plece. Ai văzut și un exemplu pe radio, pe nu știu ce a fost, l-a găsit pe unul în aeroport, pe acolo, cu bagaj cu 70 de kg de carne de porc, ducea și la copii. Deci pleacă cu brânză, cu porc, cu slănină, cu ce are el acolo, duce la copii. De ce copiii nu mai vor să vină încoace de sărbători? Dar nimeni nu și-a pus problema de ce. Pentru că aici îi rupe. Dacă ăla vine copilul, să zicem, cu 1.000-2.000 de euro, nu-i ajunge o zi, două, trei, cu dangarale, cu medicamente, cum aș știu ce. Și atunci vină tu tată încoace și mamă, că lasă că dau eu, că am aici o grămadă de țoale, că acolo le găsesc la fiecare colț de stradă, că le duce la tombe. Am ce să-ți dau. E problema, deci prima dată în anul 2017 când se vede treaba asta. Adică un bilet de avion acum pe Madrid poate să fie 50 de euro, 40 de euro, 70 de euro pe companii de low cost. Foarte puțin vin încoace. Și atunci cei care... Am observat și alt fenomen, că dacă vor într-adevăr să-și aducă copiii sau pe cine are pe afară, îi aduce chiar în zi de revelion. Pentru că biletele de avion sunt bune, dar spune problema, la circulă, băi, frate, avioanele alea circulă și în ziua de revelion. Și vin. Îi aduc de acolo încoace, tot cu bani puțin, 40, 50, 70 de euro, 100 de euro, biletul. Atunci, noi știm exact cum să mișcă. Ca Suveica la războiul de țesut. Se mișcă odată la stânga, odată... Ei, aici, câteodată se mișcă numai într-o parte.
Zicea, noi care știm despre ce e vorba, nu am fost niciodată întrebați de treaba asta. Pentru că niciodată statistica nu este Biblia turismului și nu o să fie niciodată. Vă spun eu că turismul, știți ce înseamnă, niște pui de aia mulți într-o curte care nu știi în ce direcție o ia, în ce parte a gardului sau a curții. Domnule, au venit nu știu câți. Nu, noi știm exact cum să frământă treaba asta, cum să plămădește. Dar nu ești întrebat, pentru că interesul, am observat iar în ultimul timp și îmi pare rău că o spun, vin în urmă. Vin în urmă exact cum vin hipermarketurile astea care a terminat pe buticari, vin în urmă niște de ăștia duri de afară care nu au mai vrut să mai țină cont de contract cu românul. A vrut odată tu să facă un contract, era Madame Udrea ce era pe acolo, dar a zis da, a dat din cap așa și a făcut ca Olteanu nu. Și atunci ăla n-a mai venit, dar intră altfel și intră până interpuși. Și nu numai, intră mulți operatori mari. Și îl găsește pe Popescu, pe Nodescu, pe așa și se implementează. Se implementează și se implementează foarte ușor, foarte... Peste tot unde am fost, în toate țările în care am fost, am văzut agenții de turism autohtone, extraordinar de multe, foarte multe. Chiar dacă erau acolo în birou, îți dădea indicații. Mă uitam la un orașul vechi, în Deira vechi, în Dubaiul vechi. E groaznic, dacă te duci acolo, vezi acum Dubaiul de cum era el odată, acum 50-100 de ani. Dar și acolo erau trei agenții de turism. Mă uitam aprost, așa, bă, frate, zic, ce face ăla acolo? Da, domnule, dădea indicații ce poate să facă acolo, înăuntru, la locația aia veche. Și atunci, băi, dacă n-ai pe cineva care să spună, cum a spus domnul, care a intrat la telefon, și îl apreciez că, pentru că ține cât de cât la Buzău, pentru că le știe. Dacă cine să spună ție cu ce ajungi la Vulcani, cu ce ajungi la, mai știu eu ce, la Mănăstirea Rătești, cu ce ajungi la... Deci cine să spună, mă, frate? Ai vreo hartă, vreo indicator, vreo chestie pe aici să ajunge? Ba, nu, avem indicatoare de biserici și de mănăstiri cât cuprinde. Dar asta este, fiecare cu ce știi să facă, ăla de ce le pune? Ăla de ce le pune? Spre Mănăstirea Rătești, de ce le pune? Știi că este un pic de mălaică, altfel n-ar pune pe aia acolo așa. Și nu plătește stâlpul ăla pentru indicator degeaba. Așa, de ce nu pune și ăla de la Chihlimbar? Să zic, de la Buzău să plece. Spre muzeul de Chihlimbar. Nu. Toate că s-a făcut șoseaua aia datorită unui om care a vrut să facă șoseaua de la Pătârlage la Colți. Și culmea că au încasări. E o problemă. Deci au încasări pentru că a putut să ajungă pe jos, pe mașina, cu ceva. Și e foarte important lucrul ăsta. Fă ceva, nene. Nu eu. Că eu salut, pentru mine fac. Dar fă ceva, strânge, Doamne iartă-mă pe toți ăștia care cât de cât mai au. Bă, faci, ce faci? Vin eu cu o plancardă, de atunci vin și eu cu un jnur, vin și eu cu floare, vin și eu cu un gătej. Dar nu se face, pentru că ai ce să arăți. Ai. Și slavă Domnului dacă le iei pe unul și îl plimbi. Și arăți și partea stângă a râului Buzău, partea aia cu Rușavățul, cu toată aia de acolo. Totul e să se vrea. Vezi... Ce să... Numai dacă o iei de la Pârscov spre Rușavățul și vede cum curge sarea aia din munte când plouă și vede cum iese sarea aia care e acolo de la Dumnezeu și așa, ăla, dacă aduci un străin de afară, ăla nu mai pleacă de acolo, își pune cor și începe să-și facă să exploreze sarea. Deci, sau cătina aia care stă pe acolo și așa, vin amăriți pe la șosea și o vinde cu un leu, doi lei. Și poți să aduni tone pe zi. Cătina aia care este un medicament cu toate agregatele în el. Da, așa este. Noi am mai discutat aspectul ăsta. Este dureros, este supărător. Din păcate, multe nu putem să facem noi de aici. Da, e cum să faci. Pentru că ce se întâmplă? E vorba că trebuie să și vrei. Că de putut se poate face. Fără doar și poate. Da. Domnule Brătulescu, îmi doresc să încheiem emisiunea din această seară într-o notă optimistă. Încă corect, o dată vă urăm felicitări, vă urăm la mulți ani, vă urăm viață lungă și tot ce vă doriți. Felicitări doar poate pentru că încă mai suntem pe aici, nu suntem, stăm la coadă, într-adevăr. Așa. Dar vezi că tu, nu poți să iei tu românului, scriu acum o chestiune foarte despre Pătârlagele, o locație unde am terminat liceu și unde am avut niște colegi extraordinari,
niște colegi fantastici. Scriu acolo exact cum s-au făcut blocurile alea. Mă, frate, la aia n-ai putut să le... Chiar dacă i-a demolat, cât i-a demolat, și-a făcut vreo 2-3 blocuri, că așa se făcea atunci. N-ai avut. Ea întâi și-a făcut o magazioară, după aia și-a făcut un garaj, dar grătarul ăla se dea naiba peste el. Nu poți să-l scoți. N-ai nicio șansă. Și dacă nu vezi că iese fum acum dintre blocuri, aia parcă ceva lipsește. Dar este extraordinar de plăcut să stai între blocuri și să ai un grătar de ăla și mai vine și ăla cu parul de vin, mai stai. Vă așteptăm cu mare drag să ne, da, să ne povestiți. Încă o dată vă doresc tuturor buzoienilor, tuturor prietenilor și tuturor celor care se uită la noi în seara asta o grămadă de bucurii și în primul rând aș dori și dacă aș putea să fac, să ajut cu ceva și nu numai eu, să se adune din nou familiile astea care sunt răsfirate peste tot, în zeci de mii de țări. Glumesc cu zeci de mii de țări, în toate țările posibile. Dacă ar fi o chestiune, o treabă adevărată să vină înapoi acasă și să stea de o sărbătoare cu tatăl, cu mama, cu bunicul, cu sora, cu fratele, la un pahar de vorbă, la o țuică de aia fiartă cu piper și la un pahar de vin după, tare mult ar fi un bine făcut românilor. Domnule Brătulescu, bună seara. Vă mulțumesc tare mult și pentru că am eu bănuiala că nu o să ne mai vedem până la finalul anului, vă urez an nou. Eu aș vrea, dar sănătate multă și un an nou cu bine. Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Ne revedem mâine seară. Până atunci, tot ce vă doriți dumneavoastră, o seară minunată. Vă dorim, la revedere!